Am văzut ultimele episoade de Miraculos și da, acum sunt la zi cu seria. Nu văzusem vreo 5 episoade, dar acum că le-am văzut pot vorbi puțin despre ele, pentru că ne zic așa încotro se îndreaptă seria. Și episoadele nu sunt atât de big așa, adică nu prea ai la ce să vezi așa un plot development, nu se prea fac reveal-uri. Ni se arată doar într-un episod, în episodul ephemeral. Da, ce s-a întâmplat dacă Buburuza și Adrian și-a descoperit identitățile, dar da, asta e. Ideea asta de plot e atât de comună și folosită de-a lungul sezonilor încât n-a fost chiar, adică n-a fost un hit din ăsta atât de bun. Repet, până în punctul ăsta poveștea fi trebuit poate să se știe, că deja devine cam boring, că nu prea se știe și devine și ciudat în sensul că gen toată clasa lui Marinette e plină de supereroi. Și doar cumva Adrian e cel care el nu știe nimic, știi, like, începe să fie un plot din ăla amuzant, gen, am vorbit acum câteva zile despre părinții lui Juniper Lee care nu știau că ea e supereroină, știi, like, nu prea mai are sens. În rest, cred că un episod mai important așa a fost episodul acela, Gabriel la Greste, când ni se prezintă practic o relație pe care personajul o are cu ceilalți membri al familiei. Ia aflăm câteva lucruri despre acesta, dar în rest așa nu prea sunt atât de multe lucruri așa, atât de wow în aceste episoade din Miraculos. Episoadele au încă acea problemă care văd că se repetă din sezonul 3 și anume că efectiv apar aiurea. Asta mi se pare așa de neînțeles, adică în mod normal, logic și clar, episoadele ar trebui să fie episodul 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da? Miraculos se întâmplă complet altceva, adică apare gen episodul 1, 2, 3, după care vine episodul 7, după care se întorc cumva la episodul 4, după care apare episodul 10 și apoi mai vin și 8, 9, știi? Efectiv așa, nu înțeleg de ce. De fapt, cred că dacă e să mă gândesc, poate au ceva, bănuiesc chestia asta, că probabil că sunt în discuții cu sezonul ăsta. Sezonul ăsta oricum a fost cam tras de păr, așa se vede că s-a lungit foarte mult cu anumite povești care puteau fi încheiate, una dintre ele fiind identitatea lui Marinette și Adrian, care ar fi trebuit să fie descoperită de către cele două personaje până acum, pentru că efectiv nu mai are sens să nu fie descoperită. Și cred că asta vor să facă, vor să treacă de timp până mai apar informații despre personaje și până când știm clar unde va rula Miraculos. Ideea este că ei au fost în multe discuții în perioada asta a sezonului 3-4, adică unde o să ruleze. Inițial au fost pe Disney, dar e posibil să se mai schimbe treburile și să mai mute la altă parte, dar o să vedem ce se mai întâmplă cu Miraculos, dar all in all au apărut niște episoade azi ce mai mult așa, în plus, știți, să nu zic prea multe, adică se vede că încearcă cumva să termine acest sezon 4 care are ceva timp de când a început totuși. Voi ce spuneți așa despre Miraculos? Ați mai urmărit desenul? Puteți să stau un comentariu mai jos și vă mai vorbi. Și bineînțeles, vă mulțumesc foarte mult că v-ați uitat la acest clip. Dacă v-a plăcut, nu uitați să rupeți un două buton de like, cel de subscribe și clopoțelul că vă ajută enorm. Dacă veți deveni și membri canalului, desigur, cu atât mai bine și eu vă mulțumesc foarte mult și ne mai zim. Să vă spasă bă, un alt clip și la canal. Am fost Sorin. Vă doresc o zi plăcută în continuare. Pa, pa! Wow, nu te-am mai văzut de anul trecut. La mulți ani. Lăma mai otaku.